Este bine să bei cafea sau este dăunător? De ce există atâtea mituri despre băutura noastră preferată? Care este cauza acestor ipoteze contradictorii despre ea? Care este diferența dintre cafeaua instant și cea măcinată? Chiar acum vom dezvălui toate secretele. La finalul videoclipului va fi o informație importantă despre contraindicațiile acestui produs. Așa că nu uitați să vizionați videoclipul până la sfârșit pentru a preveni complicațiile. Cafeaua este o băutură energizantă, fără de care, după cum afirmă mulți oameni, este imposibil să te trezești. Conform sondajelor sociologice, fiecare al patrulea om își începe dimineața cu o ceașcă aromată de băutură proaspăt preparată. Odată cu cafeaua, în organism pătrunde o cantitate imensă de substanțe care accelerează metabolismul și activitatea organelor interne ale omului. Discuțiile despre beneficiile și daunele cafelei sunt de actualitate încă de la apariția primelor rețete de preparare a acestei băuturi. La consumul de cafea, în organism pătrunde alcaloidul stimulator cofeină, care se regăsește în compoziția băuturii de cafea. Întrebările despre influența cofeinei asupra vaselor de sânge și a sistemului circulator preocupă mulți oameni care au grijă de sănătatea lor și încearcă să ducă un stil de viață sănătos. Să începem cu faptul că orice produs denumit cafea conține în diferite concentrații alcaloizi, precum cofeină și teofilină. Cofeina are efecte stimulatoare asupra sistemului nervos central al omului, motiv pentru care cafeaua și ceaiul au devenit populare printre milioane de oameni. De altfel, ele nu doar energizează, ci și îmbunătățesc memoria și atenția, ceea ce este foarte important pentru omul modern, care lucrează cu cantități mari de informații. Cofeina și teofilina, în cantități moderate, au un efect benefic asupra compoziției sângelui, a sistemului cardiovascular și asupra organismului în ansamblu. Cafeaua conține și antioxidanți, vitamine, proteine și minerale. Cafeaua este o băutură unică, gustoasă și energizantă. Numeroase cercetări demonstrează că, în doze moderate, cofeina reduce riscul de dezvoltare a bolilor cardiovasculare, scade probabilitatea formării unui tromb venos, Stimulează sistemul nervos central, crescând capacitatea de lucru. Acționează în mod unic asupra vaselor de sânge, îngustează vasele creierului și ale sistemului digestiv, extinzându-le în același timp în mușchi. Aceasta ajută la durerile de cap și facilitează digestia alimentelor după masă. Întărește pereții vaselor și împiedică formarea plăcilor de colesterol. Previne dezvoltarea bolii Parkinson, Alzheimer, diabetului de tip 2 accidentului vascular cerebral și cirozei hepatice. Studiile științifice confirmă beneficiile cafelei. Cu toate acestea, există motive pentru care apar legende despre nocivitatea acestei băuturi și se oferă sfaturi de a o exclude complet din dietă. Consumul de cafea instant de calitate slabă nu poate avea un efect benefic asupra organismului. Ea conține coloranți, arome, conservanți și alte adaosuri chimice care încarcă sângele, crescându-i vâscozitatea. În cafeaua instant, conținutul de cofeină este mai mic și, prin urmare, efectele benefice pentru organism sunt mai reduse. Cafeaua naturală măcinată și cafeaua instant de calitate nu afectează aproape deloc viscozitatea sângelui, atâta timp cât nu se adaugă zahăr, lapte și frișcă. Acestea, din urmă, pot afecta viscozitatea, conținutul de grăsim și nivelul de zahăr din sânge. Cafeaua are un efect diuretic, ceea ce, într-o oarecare măsură, deshidratează sângele și neutralizează capacitatea ei de a reduce viscozitatea. Dar acest neajuns poate fi ușor corectat. Medicii recomandă să se bea un pahar de apă curată la 20-25 de minute după o ceașcă de cafea. Abuzul de cafea poate duce la consecințe nedorite pentru sistemul cardiovascular, cum ar fi tahicardia și aritmia. Supradozajul afectează sistemul digestiv, crescând aciditatea stomacului. Se recomandă consumul doar de produse de calitate. În cazul prăjirii incorrecte, sub influența temperaturilor ridicate, în boabele de cafea se pot forma substanțe cancerigene. Trebuie să fim precauți pentru a nu dezvolta dependență de cafea, așa numită narcomanie de cafea. Medicii susțin că această problemă există. Iar consecințele pot fi negative dacă nu este tratată cu seriozitate. Semnele dependenței psihice includ o stare de agitație, o dorință puternică de a bea cafea cu o capacitate scăzută de autocontrol și abuzul băuturii, câteva fapte despre influența cafelei asupra sângelui uman. Rezultatele mai multor studii, publicate în reviste științifice internaționale, demonstrează că consumul regulat de cafea. Poate reduce riscul apariției patologiilor care influențează ratele generale ale mortalității. În funcție de tipul de cafea și de modul de preparare, se pot dilata vasele de sânge și îmbunătăți circulația sângelui. Astfel de cercetări au fost efectuate în diferite țări, iar rezultatele au fost publicate în aceeași revistă. Cercetătorii suedezi, care au implicat în experiment consumul de cafea în rândul femeilor, au stabilit că consumul de cafea reduce riscul de accident vascular cerebral cu 17%. Japonezii au publicat cercetările lor, în care se afirma că consumul de cafea reduce riscul de accident vascular cerebral ischemic. Olandezii susțin că iubitorii de cafea tare sunt mai puțin predispuși la dezvoltarea trombozei venoase. Cel mai important lucru este să nu abuzăm de cantitatea și calitatea cafelei consumate. Mulți oameni de știință afirmă că persoana care iubește cafeaua, pentru a obține rezultate pozitive din consumul ei, trebuie să aleagă doar băuturi de calitate, deoarece cafeaua de calitate slabă poate duce la un efect opus. În plus, după o ceașcă de cafea, este necesar să bei un pahar de apă. Apa curată contribuie la o circulație mai rapidă a sângelui și amplifică efectul pozitiv al consumului unei cafele de calitate. Cafeaua naturală, preparată din boabe de calitate superioară, are și numeroase beneficii: nu modifică fluiditatea sângelui, nu acumulează toxine, denumite deșeuri chimice, contribuie la o coagulare rapidă a sângelui, îmbunătățește circulația sângelui în vase, are un bun efect diuretic și, consumată cu moderație, îmbunătățește funcționarea inimii. Dacă nu te poți trezi dimineața fără o ceașcă de cafea gustoasă, prepară-o după rețetele tale preferate, adăugând, dacă dorești, puțin lapte sau scorțișoară. Principalul lucru este să alegi sortimente de calitate și să te bucuri de aroma revigorantă a băuturii preferate. Trebuie să ne amintim că, în ciuda tuturor proprietăților sale benefice, cafeaua nu poate înlocui un somn bun și apă curată. Lipsa cronică de somn, un stil de viață nesănătos și consumul insuficient de apă duc treptat la epuizare, scăderea imunității și deteriorarea calității vieții. În acest caz, dozele mari de cofeină nu vor ajuta organismul, ba chiar îi pot dăuna. În unele cazuri, se recomandă limitarea sau excluderea completă a cafelei din dietă. Persoanelor în vârstă și copiilor nu le este recomandat să consume cofeină. În timpul sarcinii se recomandă limitarea consumului de cafea dar o ceașcă nu va dăuna copilului și va aduce plăcere viitoarei mame. În timpul alăptării, medicii recomandă renunțarea completă la cafea. În cazul ulcerului și gastritei cu aciditate crescută, cafeaua este absolut contraindicată, deoarece afectează puternic sistemul digestiv și crește aciditatea. Dacă există probleme cu rinichii, trebuie de asemenea evitată stimularea lor excesivă și efectul diuretic al cafelei. O contraindicație absolută este glaucomul. Dar tu iubești cafeaua? Scrie în comentarii. Încheiem aici episodul de astăzi. Am încercat să adunăm în acest videoclip informații cât mai utile. Vă mulțumim pentru vizionare. Ne reauzim data viitoare, prieteni.